De regulă îmi plac filmele. Filmele sunt niște povești cu tâlc. Sigur, unele sunt slabe, unele sunt rele, altele sunt bune. În trilogia Stăpânul Inelelor o întâlnim pe Eowyn, nepoata regelui din Rohan, stând de vorbă cu Aragorn. Se pregăteau de război, orcii invadaseră țara și acolo urmează un dialog cu tâlc, un dialog foarte puternic, cu multă învățătură, inclusiv pentru noi. Eowyn, nepoata regelui din Rohan, însă încinge cu sabia, își pune echipamentul de luptă pe ea și Aragorn se uită la ea mirat, o femeie luptătoare, și o întreabă, dar nu ți-e frică să mergi la război? La care Eowyn răspunde, nu-mi este frică nici de moarte, nici de durere. Aragorn continuă, dar de ce ți-e frică atunci? Și răspunsul lui Eowyn este extraordinar. Ea spune, de ce mi-e frică? De o cușcă. La privirea nedumerită a lui Aragorn, ea continuă, de o cușcă, pentru că acolo, în spatele barelor, oamenii ajung să se obișnuiască cu ele și voința li se moleșește și atunci nu mai este nimic de făcut. Păcatele săvârșite, mediul în care creștem și ereditatea sunt barele cuștii care încearcă să ne țină închiși pe fiecare dintre noi. Ceea ce vreau să vă transmit astăzi este că toate aceste cuști au ușa deschisă, descuiată. Vom încerca să ne rotim astăzi puțin prin cușcă și să găsim ușa și să ieșim afară. Despre cuștile păcatelor săvârșite și a mediului în care am crescut, poate că știm mai multe și poate că știm cum să ieșim din ele. Dar ereditatea. Avem și aici vreun cuvânt de spus în ce privește ereditatea sau suntem pecetluiți cu ea? Așa cum stai pe pământul semănat de strămoșii tăi, cum arată el? Cum te simți în acest context? Ce simți? Mulțumire vis-a-vis de moștenirea primită? Poate că unii dintre noi, da? Unii moștenim un pământ bine îngrijit, copaci bine înrădăcinați în convingeri, rânduri după rânduri de adevăruri, de valori. S-ar putea să stai în moștenirea părinților tăi, în ereditatea transmisă de ei, cu mulțumire și cu satisfacție. Dacă este așa, fii recunoscător, pentru că nu sunt mulți cei care au această oportunitate. Alții dintre noi nu sunt deloc mulțumiți cu copacii familiei lor. N-au moștenit decât sărăcie, rușine, abuz. Așa arată moștenirea unora dintre noi. Pământul nostru a fost complet defrișat. Recolta a fost luată fără ca altă sămânță să fi fost semănată. Poate ai crescut într-o casă de bigoți, plină de intoleranță. Poate într-o casă a lăcomiei care ți-a stimulat dorința după posesiuni. Poate că amintirile copilăriei tale aduc amintirea rănilor și nu a mângâierilor. Vocile trecutului te blastămă, te împuținează, te ignoră. La acea vreme ai crezut că acela este normalul. Acum însă nu mai crezi asta. Și acum te gândești încercând să-ți explici trecutul. Alții dintre noi se leagănă pe scaunul regretelor repetând condițiile predării. Te apropii de ei și îi auzi rostind, dacă... Acesta este steagul alb al inimii. Dacă m-aș fi născut altundeva, dacă aș fi fost tratat altfel, dacă aș fi avut părinți mai buni, dacă aș fi avut mai mulți bani, dacă aș fi fost bătut mai puțin, și lista plângerilor ar putea continua la nesfârșit. Poate ai auzit cuvinte de acest fel, poate că ai tot dreptul să le rostești, poate că
și tu ai fost făcut knockout încă înainte de a intra în ring. Dacă acesta este cazul, lasă-mă să-ți arăt unde să te uiți. Pune jos albumul amintirilor și ia-ți Biblia. Este acolo un om care stă cu mâna întinsă spre ușa deschisă a cuștii tale. Și înainte de a intra în viața împăratului Iosia, vreau să spun un lucru. Gândurile tale vor determina sentimentele tale, care vor determina faptele tale. Toate stările emoționale sunt determinate de gândurile pe care le purtăm în mintea noastră, de modul în care privim și interpretăm lucrurile. Chiar în acest moment simți ceva anume din pricina gândurilor care te preocupă. Sentimentele ce le experimentezi acum sunt conforme cu gândurile, sunt determinate de gândurile tale. Dacă gândești corect, sentimentele rezultate sunt corecte. Dacă gândești greșit, sentimentele vor fi înșelătoare. Implicit, acțiunile vor fi respectiv corecte sau greșite. De aceea este foarte important să ne ținem gândirea trează și obiectivă. Să ne analizăm sentimentele prin prisma gândurilor ce le-au generat. Ceva asemănător găsim în viața împăratului Iosia. Haideți să ne uităm la traiectoria spirituală a lui Iosia, omul pe care îl caută Dumnezeu. Istoria vieții lui o găsim în 2 împărați 21 la 23 și în 2 cronici 34 la 35. Dacă e adevărat faptul că păcatul cheamă păcatul, așa cum am văzut în cazul lui Manase, atunci și ascultarea cheamă ascultarea. Și în viața împăratului Iosia ne vom uita la câteva capitole specifice a vieții lui. Capitolul 1 începe așa. În al 8-lea an al domniei lui, pe când era încă tânăr, a început să-l caute pe Dumnezeul tatălui său, David. Citim din 2 Cronici 34, versetul 3. Ați observat? Pe când era tânăr, spune textul Scripturii. Dar de ce ne interesează aceasta? Ce învățătură găsim acolo? Pe când era tânăr, avea vreo 16 ani. Această afirmație sublinează faptul că, adevărul că, vârsta fragedă nu este un impediment în a face alegeri corecte, alegeri spre viața cu V mare. Tinerețea nu este un argument în favoarea imaturității, nu este sinonimă cu superficialitatea, cu delăsarea, cu satisfacerea poftelor, se poate și altfel. Și niciun tânăr nu are scuză pentru trăirea unei vieți dezorganizate și imorale și imature. Vârsta fragedă nu este un impediment în a face alegeri morale corecte spre viață. Pe când era tânăr, apoi textul spunea, a început să-l caute. Acest a început să-l caute sugerează un proces. Găsirea lui Dumnezeu este un proces. Dezvoltarea unei relații cu Dumnezeu presupune un drum. Nu ni se spune că l-a descoperit pe Dumnezeu pe deplin dintr-o dată și gata. A început să-l caute. A-l fi găsit pe Dumnezeu nu este sfârșitul căutărilor tale, ci doar începutul. Cuvintele acestea au venit exact când aveam nevoie. Îmi începusem umblarea cu Dumnezeu și urma să știu acest mare adevăr, să nu mă opresc din drum. A-l fi găsit pe Dumnezeu este doar începutul, nu sfârșitul căutărilor tale. Pe când era tânăr, a început să-l caute și fiți foarte atenți, pe Dumnezeul tatălui său, David. Observați? Nu ni se spune că Iosia îl căuta pe Dumnezeul lui, încă nu era a lui. Căutarea lui Iosia a început prin căutarea și selectarea, alegerea unui model demn de urmat. El se uită undeva în trecut și cântărește istoria, religia părinților, face o evaluare a situației țării, a familiei sale și una personală.
Moștenirea primită de Iosia a fost una tragică. Era un timp întunecat în care să te naști. Bunicul lui Manase a fost un ucigaș și un mistic care și-a sacrificat proprii copii în ritualuri religioase. Tatălui, Amon, a fost un golan care a distrus casa de închinare și a bătut joc de credincioși, apoi a fost omorât la vârsta de 24 de ani de proprii lui prieteni. Oamenii din vremea lui erau conformați erei lor. Trăiau într-o vreme în care prostituatele își săvârșeau păcatele în casa de închinare. Vrăjitorii proliferau cu descântecele lor, poporul se închina stelelor și ascultau horoscopul. Ce faci când bunicul tău practică magia neagră? Tatăl tău este un golan și națiunea coruptă. Le urmezi și tu? Ce mai mulți așa ar spune? Ai fi catalogat ca și delicvent înainte de a te naște. O așchie ruptă din trupul putrezit. I-ai putea auzi pe oameni spunând, va fi ca tatăl său. Dar s-au înșelat. N-a fost așa. Iosia a reversat tendința. El a înfruntat societatea și a redirecționat viitorul națiunii sale. Iosua, de fapt, ia în mâini albumul de familie și începe să răsfoiască înapoi câteva pagini ca să-și găsească modelul. Se uită la tatăl său și spune nu. Se uită la bunicul său și spune nu. Se uită la străbunicul lui și dă mai departe, vreau ceva și mai și mai bun. Și dă mai departe și mă dă mai departe când vede scris acolo David. Și spune, pe Dumnezeul lui vreau să-l urmez. Pe când era tânăr? Ce anume l-a împins să meargă împotriva curentului? Sentimentele lui? Da. Dar sentimentele lui erau generate de gândurile lui. Vreau să-l urmez pe Dumnezeul tatălui meu, David. Ca și consecința deciziei sale, a modului de a privi și interpreta lucrurile, sentimentele sale au fost modificate și a ajuns să treacă la fapte. Și a pus în minte, îl urmez pe Dumnezeul tatălui meu, David. Sentimentele lui au fost mișcate și apoi a trecut la fapte. A început să caute pe Dumnezeul tatălui său David, în 2 Cronici 34, versetul 3. A început să curățească țara în al 12-lea an de domnie, citim mai departe în 2 Cronici 34. Adres casa Domnului în al 18-lea an de domnie, citim mai în jos cu câteva versete. A intrat în legătură personală cu Dumnezeu. Dumnezeu a devenit Dumnezeul lui. În al 18-lea an de domnie, ascultați textul Scripturii din 2 Cronici 34, versetul 8. În al 18-lea an al domniei lui, după ce a curățit țara și casa, a trimis pe Șafan, fiul lui Atalia, pe Maaseia, căpetenia cetății și pe Ioach, fiul lui Ioahaz, arhivarul, să dreagă casa Domnului Dumnezeului său. Pentru prima oară apare mențiunea aceasta. A început să caute pe Dumnezeul tatălui său David și după câțiva ani de căutare, acel Dumnezeu a devenit Dumnezeul lui. Învățătura pentru noi? Din momentul în care ai hotărât să-L cauți pe Dumnezeu, El ți se descoperă tot mai intim pe măsură ce te apropii de El tot mai mult. Încearcă și vei vedea. O altă învățătură demnă de a fi luată în seamă în această fază a vieții Lui, în acest capitol al vieții Lui, ar fi următoarea. Dacă citim cu atenție în 2 Cronici 34, de la versetul 3 la 13, dar mai în detaliu, în 2 Împărați 23, de la 1 la 15, vom descoperi acțiunile rezultate din cunoașterea lui de Dumnezeu. Vom vedea în detaliu tot ce a dărâmat, tot ce a ucis preoții și toți cei care făceau lucruri rele înaintea Domnului, curăță toată țara. Lecția de viață pentru noi? Credința ta, dovada mântuirii tale se materializează în faptele tale. Lipsa faptelor a schimbării este dovada neatingerii tale de către Dumnezeu. Și astfel, căutându-L pe Dumnezeu și făcând fapte de credință, acesta, Dumnezeu, s-a lăsat descoperit chiar și mai în profunzime.
lucru care ne introduce în al doilea capitol al vieții lui Iosia. Ascultați din Deuteronom 34, versetul 14. În clipa când au scos argintul care fusese adus în casa Domnului, preotul Hilchia a găsit cartea legii Domnului dată prin Moise. În momentul în care Iosia a curățat casa Domnului, Domnul a mai aruncat o punte înspre el, descoperirea legii scrise de Moise. Și aceasta îl aduce mai aproape de Dumnezeul lui, aflând care sunt așteptările acestui Dumnezeu de la el. Acesta este adevărul de viață pentru noi. Când decizi să-L cauți pe Dumnezeu cu toată inima și cu tot sufletul tău, El ți se va descoperi tot mai intim. Împăratul citește legea și îl descoperă pe Dumnezeu și mai intim. Ascultați textul. Când a auzit împăratul cuvintele legii, și-a sfâșiat hainele, s-a smerit și a plâns înaintea lui Dumnezeu. Dintr-o dată îl cunoaște Dumnezeu și mai bine și ce așteptări are de la el. Din nou, pe fondul căutărilor sale, gândirea lui analizează cele citite. Sentimentele lui sunt influențate. Își sfâșie hainele, se smerește, plânge, îi se înduioșează inima și trece la fapte. Trimite la proroc să afle cuvântul Domnului, își cere iertare înaintea Domnului și așa mai departe. Inclusiv din întâlnirea cu prorocița Hulda, găsim învățătura pentru noi. Cuvântul prorociței este semnificativ și o mare lecție de viață este ascunsă în rândurile prorociei. Citim din Scriptură. Pentru că ți s-a înduioșat inima, pentru că te-ai smerit înaintea lui Dumnezeu când ai auzit cuvintele rostite de El împotriva acestui loc și împotriva locuitorilor Lui, pentru că te-ai smerit înaintea mea, pentru că ți-ai sfâșiat hainele și ai plâns înaintea mea și eu am auzit, zice Domnul, iată, te voi strânge lângă părinții tăi, vei fi adăugat în pace în mormântul tău și nu vei vedea cu ochii tăi toate nenorocirile pe care le voi trimite peste locul acesta și peste locuitorii lui. În alte cuvinte, Dumnezeu împinge istoria de dragul omului său, Iosia. Chiar dacă pedeapsa este hotărâtă și definitivă pentru popor, Dumnezeu este gata să întindă istoria pentru tine în urma pocăinței tale. Dumnezeu se descoperă progresiv pe măsura căutărilor tale. Descoperirea Lui se materializează în fapte, adică în adâncirea relației tale cu El. Al treilea capitol din viața lui Iosia. Împăratul stătea pe scaunul lui împărătesc și a încheiat legământ înaintea Domnului. Citim în versetul 31. Îndatorându-se să urmeze pe Domnul și să păzească poruncile Lui, învățăturile Lui și legile Lui din toată inima și din tot sufletul Lui și să împlinească cuvintele legământului scrise în cartea aceasta. O nouă hotărâre lui Iosia să facă o noire a legământului cu Domnul. Observați lecția de viață pentru noi? Chiar și din mijlocul unei societăți cu totul și cu totul stricate, unde nimeni nu ți-ar da nici o șansă, Dumnezeu te poate scoate, te poate mântui dacă îl cauți, dacă te smerești, dacă îți ceri iertare și te angajezi să trăiești după voia Lui. Aceasta este povestea vieții lui Iosia. Și relatarea acestei vieți se încheie cu un oarecare gust amar, dar care nu face altceva decât să ne învețe ceva și pe noi. Inclusiv mari oameni lui Dumnezeu au slăbiciunile lor, au căderile lor. Ascultați textul Scripturii. După toate aceste lucruri, după ce a adres Iosia casa Domnului, Neco, împăratul Egiptului, s-a suit să lupte împotriva Carchemișului pe Eufrat. Iosia i-a ieșit înainte. Și întâmplarea o știm. Aceasta a fost greșeala vieții lui. Neco îi spune, nu te băga, n-am treabă cu tine. Dă-te la o parte, am treabă cu altcineva. Iosia
îi refuză vorbirea. Nu era bătălia lui. Dar Iosua, plin de încredere în sine, vrea să-l oprească, să-și ajute aliatul. Aceasta a fost greșeala vieții lui. Nu l-a consultat pe Domnul. Din nou vedem cum biruințele trecute în umblarea ta cu Dumnezeu nu garantează ascultarea prezentă. Avem nevoie de o minte trează în fiecare zi. Nu ne putem lăsa pe tânjeala spirituală. Alegeți bătăliile cu grijă. Nici unul dintre noi nu suntem infailibili. Greșim și greșelile ne costă. Uneori chiar viața fizică. Dar vestea bună este că viața ta rămâne ascunsă în Dumnezeu, chiar dacă trebuie să suporți consecințele unor alegeri greșite. De unde știu asta? Uitați-vă cum se încheie viața lui Iosia, cum îl caracterizează Dumnezeu pe Iosia. El a făcut ce este bine înaintea Domnului și a umblat în căile tatălui său David. Nu s-a bătut de la ele nici la dreapta, nici la stânga. Citim în 2 Cronici 34:2. Sau în 2 Împărați 23. Înainte de Iosia, n-a fost niciun împărat care să se întoarcă la Domnul ca el din toată inima, din tot sufletul și din toată puterea lui, întocmai după toată legea lui Moise și chiar după el, n-a fost nici unul ca el. Biblia este cea mai realistă carte din lume. Ea nu spune, Dumnezeu șade pe tron și totul merge bine în lume. Ea tratează fiecare dilema vieții în mod separat. Nu prezintă nimic într-o formă romantică, siropoasă, cum te-ai aștepta de la o carte religioasă. Realismul ei însă nu conduce la disperare, ci are soluții la dileme. Oamenii lui, oricât de mari ar fi fost, cu toți au slăbiciunile lor și Biblia nu ezită să le puncteze. Poate găsim și noi puțină încurajare în căderile noastre. Păcatul este păcat și noi nu avem dreptul să-l numim altceva decât păcat. Toți oamenii au nevoie de Mântuitor. Omul este păcătos și nu poate sta în fața lui Dumnezeu Sfânt oricum. Căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Dumnezeu nu scuză păcatul, dar nici nu aruncă la gunoi când găsește păcat în noi. Copilașilor, spune Ioan, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor, pe Iisus Hristos, cel neprihănit. Piața împăratului Iosia, am văzut deja, este plină de învățăminte. Putem să ne uităm la viața lui și să învățăm așa de multe. Viața împăratului Iosia ne pune o întrebare vitală. Ești un termometru sau un termostat în mediul în care ai fost lăsat de Dumnezeu să crești? Ești un termometru sau un termostat? Indiferent că ne convine sau nu, fiecare dintre noi suntem fie termometre, fie termostate în societatea în care trăim. Termometrul reflectă mediul. Termostatul determină mediul. Aceasta este diferența între ele. Fiecare dintre noi suntem fie sub influență, fie deasupra ei. Fie reflectăm mediul, fie îl determinăm. Poți fi un termostat dacă ai grijă la gândurile tale, modul în care privești și interpretezi lucrurile. Aceste gânduri vor determina sentimentele tale, care la rândul lor vor determina faptele tale. Totul pleacă de aici. De aceea, fii gata să-ți cureți țara, să-ți cureți domeniile intime, spirituale, să-ți cureți inima, locul unde Dumnezeu se întâlnește cu tine. Și astfel, căutându-L, Dumnezeu ți se va descoperi progresiv și îți va asigura puterea necesară de a trăi după voia Lui, de a deveni asemenea chipului Fiului Său. Pe măsură ce îl cauți pe Dumnezeu, îl vei cunoaște tot mai intim, pentru că El ți se va descoperi tot mai mult.
Și un ultim lucru, privind la viața împăratului Iosia. Nu ne putem alege părinții, dar ne putem alege mentori. Părinții tăi ți-au dat genele, dar Dumnezeu este harul. Părinții sunt responsabili pentru trupul tău, dar Dumnezeu este responsabil pentru sufletul tău. Înfățișarea ta vine de la părinții tăi, dar veșnicia ta vine de la Părintele Ceresc. O întreagă generație a primit har din pricina integrității unui singur om, Iosia. Oare nu cumva Dumnezeu te-a pus unde te-a pus în lume doar pentru acest motiv? Oare nu cumva Dumnezeu te-a pus pe tine în lume doar pentru acest motiv? De a determina mediul din jurul tău. Poate că trecutul tău nu este impresionant și nu te poți mândri cu el. Dar acum, ca și Iosia, o alegere stă în fața ta. Te vei ridica deasupra trecutului tău sau vei rămâne controlat de el? Mulți aleg ultima variantă. Trupuri sănătoase, minți ascuțite, dar visuri pensionate. Dumnezeu nu te-a lăsat dus de valuri pe marea eredității. Exact ca și Iosua, nu. Exact ca și Iosia, tu nu poți controla modalitățile în care strămoșii tăi au răspuns lui Dumnezeu, dar poți controla modul în care tu îi răspunzi lui Dumnezeu. Trecutul tău nu trebuie să fie închisoarea ta. Ai la îndemână alegerea pentru destinul tău. Ai un cuvânt de spus pentru viața ta. Ai o alegere pe calea ta. Alege bine și cândva, generații de acum încolo, nepoții tăi vor mulțumi lui Dumnezeu pentru tine, pentru sămânța semănată de tine și tu vei intra în odihna veșnică. Eu sunt a patra generație de credincioși în familia noastră. Lucrurile au început cu 4 generații în urmă, străbunicul meu. În 1917 era prizonier de război în Rusia, undeva pe lângă râul Guban. Și ca și prizonier de război, acolo, era pus să lucreze pământul la un latifundiar, la un boier din zona respectivă. Împreună cu alți prizonier de război. Și latifundiarul acela rus era credincios. Le-a vestit Evanghelia prizonierilor de război. Și bunicul meu, bunicul meu, s-a întors la Dumnezeu. Revoluția comunistă a venit peste Rusia. Latifundiarul a fugit să scape viața și prizonieri de război, în același timp, au fugit și ei ca să scape viața. Străbunicul meu, credincios fiind, a venit tot drumul spre casă. După câteva luni de zile ajunge în satul lui, toți îl credeau mort. Ajunge acasă la familia lui, soția îl așteptase. S-au bucurat că s-au văzut. Numai că bunicul meu avea un secret. Nu știa cum să-i spună ce s-a întâmplat în viața lui. Povestea este frumoasă. Zile în șir căuta un mod în care să spună soției lui ce s-a întâmplat în viața lui. În același timp, un soi de jenă vedea și în soția lui. Într-o zi se hotărăște și spune, gata, trebuie să-i spun. O ia, o așează la masă și povestește ce s-a întâmplat și cum viața i s-a schimbat acolo. Moment în care străbunica, cu lacrimi în ochi, îi spune, câte vreme tu ai fost plecat, un misionar a venit în satul nostru și eu m-am întors la Domnul. Au fost primii credincioși din familia noastră. Acum, eu sunt a patra generație de credincioși datorită lor.
Copiii mei sunt a cincea generație de credincioși. Cine știe dacă Dumnezeu nu așteaptă de la tine să fii cel care schimbă tendința, schimbă cursul vieții și apoi cinci generații de acum încolo. Vor răsfoi albumul de familie și te vor găsi pe tine, cel care a reversat tendința și a apropiat împărăția lui Dumnezeu de ai lui. Dumnezeu este specialistul în domeniul reciclării vieților eșuate. El este mai mare decât trecutul tău, mai mare decât mediul în care ai crescut și mai mare decât ereditatea moștenită. Destinul tău stă în mâinile tale, în alegerile tale.